Vedem o serie de motive neoficiale. Unele dintre ele au fost susținute în această perioadă public cu declarații oficiale. Liviu Dragnea ar fi aflat că Grindeanu se plânge oficialilor străini că Dragnea și Tăriceanu îl presează și vând ministere. Penalii este teza în care s-ar fi înscris premierul Grindeanu în discuțiile sale, inclusiv cu ambasadorul Klemp. Aseară apărea informația că venit din Croația și trecut pe la ședința partidului, acolo unde baronii i-ar fi cerut să demisioneze, Grindeanu ar fi apelat la ambasadorul Statelor Unite pentru a-l susține să rămână în funcție. Sorin Grindeanu a ieșit să anunțe retragerea ordonanței 13, deși era stabilit să facă asta Dragnea și să stopeze atacurile la adresa lui. Este reproșul care îi se readuce aminte în aceste zile, cum că domnul Grindeanu de atunci ar fi început să joace împotriva PSD-ului, nu împreună cu PSD-ul. Mai departe, lucruri exprimate public chiar în aceste zile, că domnul Sorin Grindeanu ar avea planuri separate de PSD împreună cu Ponta, ar avea o relație subterană și cu președinte Iohannis și ar fi apropiat de SRI.